Își luase licența în limba engleză și avea două masterate, în literatură americană și în jurnalism. Dar mereu își dorea mai mult. Astfel că propunerea de a preda la o grădiniță britanică din Kuwait a fost primită cu inima deschisă și fără prejudecăți. Printre elevi s-au numărat și copii din familiile șeicilor care conduc țara. După 2 ani, ținea cursuri la liceu, apoi la Universitatea Americană, dar și la un important institut din capitala Kuwaitului, unde a pus bazele unui departament pentru studierea limbii engleze. Deși implicat în numeroase proiecte, simțea nevoia unei schimbări. S-a întâmplat în 2013, când a fost cooptat într-o echipă experimentală, prin care, pentru prima dată, femeilor li se permitea să predea ofițerilor din armata statului arab. Și a obținut postul imediat, dar a urmat numai puțin de 150 de zile de probă. Am intrat în bază, mitraliere, tunuri, avioane, soldați cu înarmați și chiar nu știam, am fost surprinsă undeva în deșert, zonă restricționată. Am ținut o lecție demonstrativă cu personalul militar, general, capitan, colonel, toți s-au prezentat, pe terminologie militară, pe care am pregătit-o în 20 de minute, deși ei mi-au oferit 40. Da. Și au fost foarte încântați, cel puțin reacția capitanului a fost așa. La Forțele Aeriene Armate sunt peste 100 de profesori, dintre care doar 5 femei, iar una este româncă. Alina predă limba engleză ofițerilor de rang înalt din armata kuveitiană, care au luptat inclusiv în războiul din Irak și care urmează să fie staționați în taberele militare din Statele Unite sau Europa. O carieră greu de anticipat atunci când Alina, nepoata laureatului premiului Nobel, Emil Valade, își lansa primul volum de versuri în 1996. De altfel, experiența arabă a strâns-o și între paginile unei cărți publicată atât în română cât și în engleză, Izgonirea din Iad. Un exercițiu de admirație, dar și un îndemn la aventură. Nimeni nu te atacă, nimeni nu te hărțuiește. Poate asta e și ideea, probabil, că lumea crede că arabul te hărțuiește. Nu, nu. Oamenii sunt foarte civilizați și mai ales ce îmi place acolo este că e o țară extrem de cosmopolită. Nu îmi place să cad în stereotipuri și în rutină. Întotdeauna am încercat să găsesc ceva nou, întotdeauna am avut proiecte noi. M-am înscris în Toastmaster în septembrie, în noiembrie eram campion național la dezbateri, iar acum, înainte de a pleca, am devenit vicepreședinte educației, a doua poziție în club, clubul nostru fiind primul în Kuwait. În Kuwait trăiesc peste 3,5 milioane de oameni, dar numai puțin peste 1 milion sunt cetățeni ai statului arab, printre ei și 600 de români. Un loc pe care deocamdată Alina nu l-ar schimba pentru nimic în lume, mai ales că pregătește un album cu imagini surprinse în timpul numeroaselor călătorii din Orient. O fata Morgana care a prins viață într-o lume a iluziilor.